Echipa de hockey Steaua București și-a prezentat noul echipament. Înaintea antrenamentului de astăzi, jucătorii roșialbaștri au fost protagoniștii unei ședințe foto chiar pe gheața patinoarului din Otopeni. Ce înseamnă pentru tine să îmbraci tricoul Stelei? Este o mare onoare să îmbrac tricoul Stelei și sper să câștigăm cât mai multe meciuri sub acest tricou minunat. Ce părere ai despre noul echipament pentru acest sezon? Interesant. Arătăm ca echipa Slovaciei. Se apropie sărbătorile. Cui ai face cadou un tricou? Tuturor fanilor. Invitat special pentru acest eveniment a fost Ioan Timaru, jucător legendă al Stelei timp de peste 20 de ani. Ce părere aveți despre echipa Stelei din acest sezon? Mă bucură foarte mult să-i văd. În primul rând sunt și numeric și ultimele rezultate ne dă încredere că vor face un sezon bun. Cum arată Steaua în acest nou echipament? Super! Vedeți și dumneavoastră cât de bine arată și echipamentul, chiar și ei. Putem spera la două victorii în meciurile cu Sapienția de la Brașov? Obligatoriu. După ultimele rezultate ar trebui să nu ne facem probleme cu cei de la Cârța. Managerul Marius Păun și antrenorul secundă Răzvan Lupașcu speră ca noul echipament să poarte noroc roșialbaștrilor în acest sezon. Cum apreciați evoluția echipei de hockey Steaua București până în acest moment? Până în acest moment am construit o echipă, să spunem, mai completă ca anul trecut. Am reușit să facem jucători valoroși și sperăm să creștem în același timp jucătorii tineri alături de acești sportivi cu experiență. Cum le stă băieților în noul echipament? Eu spun că este un echipament simplu, frumos, care ne reprezintă. Le dă un sentiment, mă rog, de apartenență către clubul Steaua, aceste culori frumoase roșu-albastru. Care sunt plusurile Stelei față de sezonul trecut? În primul rând, cred că grupul este mai omogen. De fapt, lucrăm la treaba asta. Am adus și 6 jucători străini, lucru care ne ajută, dar nucleul adevărat și forța grupului este cu jucătorii autohtoni și ne bucurăm că încep încet, încet să înțeleagă că cu muncă și cu inteligență în joc vom putea construi și să obțină rezultate bune. Sâmbătă și duminică, pe 27 și 28 noiembrie, Steaua TV va transmite în direct meciurile roșialbaștrilor de la Brașov cu Sapiența.